bebelușii nu votează, așa că partidele politice și guvernul nu par să fie interesate de problema scăderii natalității în România. Toate statele occidentale se confruntă cu scăderea natalității, nu numai România. Problema este că ritmul de scădere a natalității în România este mult mai mare, iar dacă acest tren se va menține în 2050, când o parte dintre noi nu vom mai fi, România va ajunge să aibă numai 10-12 milioane de români. Dacă la începutul anilor 90 în România se nășteau 314.000 de copii pe an, în primele 11 luni ale anului trecut s-au născut numai 180.000, mai precis 180.735, pentru că acum fiecare copil contează. Alfred Bulai, sociolog, a spus într-o discuție cu ziarul financiar că statul român nu are o politică de încurajare a natalității, iar dacă are, este prea puțin. Avem o scădere severă a politicilor pronatale în România. Sprijinul acordat pentru creșterea copilului este nesemnificativ față de țările occidentale. Iar acesta este un motiv pentru care tinerii români care au plecat la muncă în străinătate nu se mai întorc în țară, mai ales dacă au copii, a spus Alfred Bulai. Este adevărat că în lumea modernă de astăzi, cu toate tentațiile ei, fetele nu prea mai vor să facă copii prea repede. Așa se face că vârsta medie a mamei a crescut de la 22 de ani în anii 90 la 27 de ani acum și va crește în continuare. Dincolo de faptul că prin scăderea natalității sau prin prăbușirea ei vom rămâne din ce în ce mai puțini, toată această situație critică se va vedea în economie. La un moment dat, creșterea economică a României și recuperarea decalajului față de vest se vor opri pentru că nu mai are cine să muncească, nu mai are cine să consume, nu mai are cine să locuiască aici. Guvernele și partidele politice trăiesc tot timpul pe termen scurt, așa că această situație critică de prăbușirea natalității în România nu pare să reprezintă o problemă pentru cei care sunt astăzi la putere. Așa cum nu a reprezentat o problemă pentru cei care au condus până acum România. Pe beloșii nu votează.